Horia Constantinescu pleacă de la conducerea ANPC la doar o zi după ce a declanșat scandalul puiului vopsit cu galben în magazinele din România. Șeful ANPC a anunțat că va candida la primăria Constanței. Mediul de afaceri îl acuză că a băgat spaima în populație și a decredibilizat industria alimentară, doar pentru că ar fi avut nevoie de o, citez, trambulină electorală. În ce echipă joacă, de fapt, Piedone? Primarul sectorului 5 spune că nu e frică de Bau-Bau și că așteaptă să fie susținut de oricine. Piedone spune că nu se va afișa în public lângă niciun lider de partid. Cine se va retrage să lase liber culoarul pentru Piedone? Dezbatem ultimele variante la Newspas. Vom sta de vorbă și cu tânărul PSD-ist care îl va înfrunta pe fiul lui Piedone în cursa electorală din sectorul 5. Între timp, candidatul comun PNL-PSD pare tot mai însingurat. Liderii PSD-iști evită chiar și să preia fotografiile pe care le postează candidatul, chiar dacă apar și ei în pozele respective. Gabriela Firea susține că planul candidaturii lui Cârstoiu era stabilit de mult și tot suspansul a fost, de fapt, întreținut artificial. Putin amenință toate țările care vor trimite avioane F-16 în Ucraina. Liderul de la Kremlin spune că va distruge aceste avioane indiferent unde se vor afla. Aerodromurile din țările terțe vor deveni pentru noi ținte legitime, o amenințare explicită pe care o dezbatem astăzi la Newspas. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. În studio alături de mine este candidatul Partidului Social Democrat la primăria sectorului 5, domnul Adrian Vingheciu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc! Prezență. Îl salut și îi mulțumesc lui Val Vâlcu de la DC News. Bună ziua, Val Vâlcu! Bună ziua! Domnul Radu Miruță de la USR este de asemenea în legătură directă. Bună ziua, domnule Miruță, vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua, vă mulțumesc și eu! Val Vâlcu! Aflăm astăzi, surpriză sau nu, că de la șefia ANPC se retrage domnul Horia Constantinescu la doar o zi după ce în spațiul public a apărut această informație de la ANPC că sunt pline magazinele de pui vopsiți cu colorant galben, că suntem victime ale unui atentat la siguranța publică, de fapt. Și acum sunt nenumărate reacții. Mediul de afaceri spune că domnul Horia Constantinescu a lansat aceste avertismente chiar înainte să plece de la conducerea ANPC ca pe un fel de trambulină electorală. Unii din mediul de afaceri sunt supărați că ar fi decredibilizat domeniul. Și mai e și această candidatură surpriză la primăria Constanței, mă rog, surpriză pentru cei care n-aveau habar care sunt planurile șefului ANPC. Cum ar trebui să luăm în această cheie anunțurile făcute în ultimul timp de la ANPC? Pentru că noi am discutat despre ele aici la televizor, am dezbătut și chiar ne-am speriat. No, anunțurile făcute de șeful ANPC-ului sunt campanie personală sau campanie electorală până acum. Până ieri puteam să le încadrăm în ideea, într-o strategie în care își făcea omul notorietate, mă rog, se afirma și dezvolta planul său de carieră fără să dea prea multă atenție mediului de afaceri, realității, mă rog, deseori. Ei, ce s-a întâmplat însă ieri cu puiul vopsit, afacerea puiului vopsit, cred că ar trebui să intereseze și structurile de securitate națională. De ce? Pentru că imediat există, a fost înlocuit pe planetă, așa, nu teoria anihilării reciproce, nu avem arme nucleare cu care ne lovim unii pe alții și atunci stăm liniștiți că ne e frică să nu dispărem și noi atunci când îl atacăm pe celălalt. Acum, noua strategie folosită, tot acronimul e tot MAD, provine de la Massive Attacks of Disruption, adică atacuri masive disruptive. Haideți, domnule, îl bănuiți pe Horia Constantinescu de atacuri masive disruptive? Nu. E demagog și politicianist, dar ce face el? Se încadrează în acest stil de acțiune. Îi spune război asimetric, o fi lipsa de încredere în instituțiile statului. Asta face domnul Horia Constantinescu, ceea ce fac conspiraționiștii, extremiștii,
cei care lansează de la Sankt Petersburg sau din interior tot felul de teorii ale conspirației. Aici nu mai vin aceste atacuri disruptive din afară, ci din interiorul și chiar de la vârful statului român. E foarte grav ce ne spuneți. Un șef al unei agenții de control, fără nicio bază științifică, fără a avea dreptul, deci nu el controlează treaba asta, pune în dificultate guvernul, Ministerul Agriculturii și ANSVSA-ul, pune în discuție o industrie, o ramură industrială, zootehnia asta, creșterea păsărilor în România, afectează încrederea în produsele românești și, evident, face jocul, poate să cumpărăm din afară, să vină din aia de afară, că ăștia nu trebuie să vopsiți cu chimicale. Cam asta e. Evident că am făcut-o pentru campania electorală, pentru a ieși și el în față. Dar nu contează că e o mișcare prostească electorală. Rezultatul e același. Adică este un atac disruptiv, exact ce fac trolii de la Sankt Petersburg sau conspiraționiștii de la noi. Domnul Vigheșu, domnul Constantinescu candidează numele PSD-ului la primăria Constanței. Da, a fost votat ieri în cadrul Consiliului Politic Național, candidează la Constanța. Din punctul meu de vedere, eu nu... Cred că votați excluderea lui din partid după aberația cu puiul vopsit. Încă nevoie de voturi și de la fermieri și de la zootehnici și de la mediul de afaceri. Cred că votați excluderea lui din partid. Categoric. Domnul După ce a venit și a lăudat la ferma dacilor, a făcut reclamă la ferma dacilor, acum vine și face contrareclamă la miile de ferme de pui din România. Da, haideți să auzim pe domnul Vigheșu. Bine, asta nu știu dacă e o legătură directă cu ferma dacilor. Am văzut și eu punctul de vedere al unei părți a presei. Din punctul meu de vedere, eu nu mi-aș fi dat demisia de la NPC până nu ieșeam punctual și arătam cazuri concrete unde se întâmplă ca aceste păsări să fie hrănite cu niște boabe care afectează în mod direct pigmentul. Nu cred că există un grad atât de mare de irresponsabilitate ca toată această poveste să fi fost inventată. Știm foarte bine că există. Bun, dar haideți să recuperăm. Spuneți că n-ați fi plecat până n-ați fi lămurit populația care e treaba cu acest Sunt ferm pui. Convins că era vorba de o zi până când ai fi venit. Și de ce am plecat? Este o decizie personală, nu pot eu să... Eu spun cum aș fi făcut eu în locul dumneavoastră. Credeți că Partidul Social-Democrat ar trebui să discute cu candidatul Horia Constantinescu pe tema asta, mai ales în perspectiva asta în care a plecat să candideze? Am văzut că și aseară și imediat după ce s-a gonflat acest subiect, a încercat pe cât de mult a putut să-și nuanțeze declarațiile. Din punctul meu de vedere, a fost o declarație pripită pentru că a lăsat să înțeleagă că Otova se întâmplă lucrul acesta. Eu sunt ferm convins că există și dumneavoastră astfel de practici, dar că ele sunt mai mult decât periferice. Și tocmai de-aia poate că era foarte bine să se arate cu subiect și predicat. Dom'le, uite, în comuna X este microferma Y, care a fost amendată de OPC. Îl sunăm pe Horia Constantinescu pentru că așa trebuie, pentru că astea sunt regulile presei, dar nu ne răspunde. Da, Valbuc. Dacă domnul Horia Constantinescu amendează microferma X, intră în penal, că nu are în atribuțiile legale să amendeze ferme. Aici se ocupa ANSVSA-ul, alte instituții de control la Ministerul Agriculturii. Aici, deci, permiteți-mi să vă contrazic, nu este adevărat. Domnul Vâlcu, vă rog din suflet, nu vin în dezacord cu dumneavoastră, uitați-vă pe zonele în care pot amenda OPC-ul sau ANPC-ul, o să vedeți că există până la litera X, X prim și așa mai departe. Adică plaja pentru care ei au dreptul să amendeze este una foarte mare. Cu siguranță că era binevenită o conlucrare și cu ANSVSA-ul, având în vedere zona aceasta zootehnică. Da, dați-mi voie. Tantem, da. Dar acum nici nu aș vrea să, din punctul meu de vedere, știți de Horia ce? Constantinescu domnul totuși Vigheșu. A fost un președinte care și-a făcut datoria din punctul Bun, meu de vedere. Pe noi ne interesează, suntem departe de a le acorda comercianților credit, de a spune că produsele de pe rafturile magazinelor sunt conforme, pentru că ni se întâmplă să găsim și produse expirate, ni se întâmplă
să găsim și cote care le depășesc pe cele din Uniunea Europeană, nu știu, în materie de coloranți, nu mă pricep, nu batem câmpii. Dar e prea serioasă toată chestiunea asta ca să arunci o bombă și să pleci după aceea. Și vreau să știu și punctul de vedere al domnului Miruță, dar domnule Miruță, vă rog să mai avem puțină răbdare pentru că a ieșit dintr-o conferință Dragoș Frumosu de la Sind Alimenta, nu poate rămâne mult timp cu noi. Domnul Frumosu, ieri discutam cu dumneavoastră despre această informație de la NPC, pui vopsiți realmente cu vopsea galbenă pe rafturile magazinelor și acum aflăm că a plecat șeful ANPC să candideze. Da, vă mulțumesc pentru invitație. Și mie mi se pare un pic hilară această acțiune, pentru că până la urmă, în momentul în care ai făcut o declarație și o consider total greșită. Dom'le, noi avem o industrie de abatorizare a păsărilor și de creștere a păsărilor foarte puternică, puternic dezvoltată. Să vii să arunci o bombă de genul ăsta pe piață la modul general, pentru că dacă veneam și spuneam în firma X am găsit lucrul ăsta, am amendat, nu știu, am voie, n-am voie, am luat următoarele măsuri, este una, dar când vii și vorbești despre puiul vopsit care poate să dăuneze sau nu sănătății și o lași generală, distrugi niște societăți comerciale care abatorizează și care există într-un procent mare pe piața României. Întrebi consumatorul spre așa. Constantinescu ne-a răspuns, spune că nu poate vorbi acum, păstrăm legătura, suntem foarte interesați să luăm legătura cu dumneavoastră, domnule Constantinescu, de îndată ce veți putea. Vă promit că întrerup orice subiect despre Putin, despre orice, că e important să stăm de vorbă. Vă rog, domnul Frumosu. Mai mult decât atât, noi ne-am obișnuit să asistăm de o bună perioadă de timp la niște declarații care parcă, domnule, doresc să distrugă industria de procesare alimente și producătorul român. Ba că avem pesticide într-o cantitate uriașă pe legumele care nici nu le producem astăzi. Frumosul, dar la pesticidele alea s-au făcut niște teste. Înțeleg că sunt niște laboratoare care au măsurat, doamne, și au venit cu niște cotații. Doamnă, a ieșit o doamnă director de la Ministerul Agriculturii cu astfel de declarație pe care eu, dacă eram cu rang mai mare peste dânsa, a doua zi îi spuneam să plece. Îi ceream să-și dea demisia sau o demiteam. Deci nu se poate așa ceva. Ne intră roșii din Turcia, ne intră roșii din Olanda, care au un conținut de pesticide uriaș, nimeni nu spune nimic și ne trezim să vorbim despre pesticide. Păi noi astăzi nici nu producem nici roșii, nici castraveți, nici dovlecei. Presupun că vorbea despre cele din solarii, cele care se fac în solarii și care ajung în măsură prea mică. Dar nu avem astăzi din producție. Deci astăzi din solariile noastre găsim ceapă verde, usturoi verde, salată și ridichii. Despre asta vorbim. Adică trebuie să ai niște limite, pentru că dacă mergem în continuare pe linia asta, în loc să încurajăm, să sprijinim producătorul român, procesatorul român, ajungem să avem, dacă astăzi avem 70% import alimente pe rafturile magazinelor, o să ajungem la 90%, exact cum s-a întâmplat la carnea de porc. A venit peste aia porcina africană nenorocită, împotriva căreia nu s-au luat măsurile la timp. Așa e. Și de la 50%, 55% maxim import, de fapt cam 45% important la momentul respectiv, astăzi importăm 80%. Deci dacă vrem să distrugem, și mai mult decât atât, oamenii cu decizie și putere și forță în țara asta, dorm, ascultă toate lucrurile astea, iau niște măsuri în dezacord cu problemele noastre, pentru că problemele industriei alimentare și ale agriculturii românești sunt deosebite. Potențial avem și lăudăm cu toții și vorbim despre el, dar măsurile lipsesc în totalitate. Dacă hai, vrem e o dovadă... să distrugem... vă rog, terminați-vă ideea, vă rog. Da, dacă vrem să distrugem, atunci este clar, ne luăm jucăriile, plecăm, mâncăm din import, pentru că, repet și închei... Nu putem, suntem absolut... prizonieri, suntem prizonierii și fricii pe care noi inoculează niște oameni plătiți de statul român și puși în funcții în care ei ar trebui să joace, nu știu, un rol de avertizor. Atenție, dar, după cum spuneam aici, ne trebuie dovezi, trebuie să știm de ce să ne ferim, unde au fost găsite aceste produse, nu doar așa să aruncăm general. Mulțumesc, domnul Frumosu. Modificări de lege în consecință, ca să știm ce scrie, ce produs este, să se scrie pe etichetă și dacă printre nu s-a respectat lucrul ăsta, niște amenzi uriașe sau chiar închideri de societăți. Dragoș Frumosu, mulțumesc pentru intervenție. Domnul Miruță, păi acum domnul Constantinescu se duce să candideze lăsând în spate acest mare scandal.
probabil că în campanie oamenii îl vor întreba, domnule, ok, vrei ai să faci aici parcări, să rezolvi cu plajele și așa mai departe, ce probleme mai sunt la Constanța, dar cu puiul cum rămâne? Sunt milioane de români care în fiecare zi consumă carne de pui, fie că e campanie electorală, fie că nu e campanie electorală. Sunt oameni de afaceri care întrețin astfel de ferme și când e campanie electorală și când nu e campanie electorală. Este inadmisibil să se trezească un om care este plătit de statul român pentru a preveni ceea ce spune că se întâmplă și să vorbească de capul lui ceva care are impact asupra milioane de români în fiecare zi, fapt care este contrazis de o altă instituție a statului, pentru că am văzut declarațiile celor de la ANSVSA care spun că n-au fost întrebați de domnul Constantinescu cu privire la acest subiect. Adică te trezești într-o dimineață vorbind obsedat de atenție din asta electorală, cine? Un nene care făcea reclamă înainte la o crâșmă din asta murdară de prin Herăstrău, un același nene care făcea reclamă pe la ferma dacilor care funcționa ilegal, PSD-ul ăsta a ajuns la paroxism efectiv. Nu, dar Horia Constantinescu posta pe TikTok și înainte să candideze. Adică modul ăsta de plan. Doamna Laura, da, se știe în partid, nu spuneți mie că Partidul Social Democrat nu știa cine o să candideze la primăria unuia dintre cele mai mari orașe. Când ați aflat, domnul Vigeciu, cine va candida la Constanța? A zice că zvonuri interior au apărut în ultima lună și s-a concretizat ieri. Auziți, domnule, de o lună. Aș întreba pe domnul Vindeciu când a aflat cineva candidat la sectorul 5. O să vorbim și despre asta, dar l-am luat așa pe sus cu puiul. Vă rog, domnul Miruță. Adică li se permite acestor oameni să-și folosească funcția într-un mod irresponsabil pentru a-și aduna niște urmăritori prin mediile astea sociale, îngrijorând cetățeni ai statului român. Eu dacă aș fi cetățean și sunt cetățean și cumpăr carne de pui, mă gândesc, are nenea la dreptate sau nu are nenea la dreptate? Cine trebuie să-mi spună mie că sunt în siguranță sau nu? Eu m-am săturat de oameni care vin pe la televizor, sunt parte din guvern și iau pe ei haina asta de consultanți politici. Unde consultanți politici sunt cei care n-au responsabilitate de la oamenii ăștia? Așteptarea este să coordoneze ceva pentru a nu se întâmpla asta, nu să comenteze ce se întâmplă de jur împrejurul scaunului funcție pe care ei o obțin, pe care o ocupă. Dar scaunul ăla e la protecția consumatorului. Valvâlcu este instituția care a trebuit să-i protejeze pe consumatori. Despre asta vorbim. Deci, tehnicile de manipulare folosite de Horia Constantinescu sunt similare celor folosite de un troll rus de la Sankt Petersburg, de unii influencer. Nu știu, aș vrea să iau apărarea lui Horia Constantinescu aici, pentru că nu e în emisiune, sunt foarte grave acuzațiile. Dar nu prea știu ce să zic în apărarea lui, vă rog. Fără bază factuală, creează teamă, induce teamă pentru a-și face reclamă, pentru a slăbi încrederea în autorități, în statul român, până la urmă. Da, atunci, domnul Vigeciu, credeți că e cea mai bună candidatură la primăria Constanța, dacă tot a început bietul domnul Constantinescu? Eu sunt ferm convins că Horia Constantinescu va câștiga primăria Constanța. Și sunt ferm convins că va fi o soluție... Și valorile din Marea Neagră acum se duc invers. Că totuși, hai să ne uităm, nu, cine în țara asta poate să clarifice acum asta cu puiul? Dar oamenii din Constanța nu se tem și ei că mănâncă pui vopsit? Eu v-am spus punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, Horia Constantinescu a ieșit ieri și a clarificat această declarație, care din punctul meu de vedere a fost nefericită, pentru că a fost așa prezentată ca și cum este ecvazi generală. La ce fermă? La ce număr de stradă? Asta am spus și eu mai devreme, domnul Bulu. A mințit, a folosit strategii din acestea de dezinformare. Unde e puiul vopsit? Arătați-mi care e, unde a găsit puiul? Cine... Pe ce scară? Da, vă întreb acum foarte, foarte sincer. Credeți că toată această poveste a fost inventată? Da, eu cred că a folosit o strategie de manipulare și dacă, așa cum spuneam, obișnuită trolilor ruși, și pe care o mai folosesc, ca și cutii de rezonanță funcționează influencer de la noi, nedemnă pentru un reprezentant al statului și cred că oamenii din Constanța, dacă vor fi păcăliți de astfel de stratageme, își vor
plătesc pentru asta, vor vedea. Bun, mai așteptăm o reacție, e necesară și probabil că va apărea, pentru că până la urmă Horia Constantinescu e un om obișnuit să comunice, că e pe TikTok, unde aici, dorește. După astfel de gafă se dă demisia, după faza cu păi și-a dat demisia, demisia și-a dat-o, a plecat, nu mai la NPC. Administrator responsabil în țările civilizate, alea nou PSD, nou PSD nu se mai agață de funcții, nou PSD nu mai folosește justiția împotriva... Ceea ce s-a și întâmplat. Politica împotriva justiției. Și l-au aruncat în lupta electorală. Domnul Constantinescu... Scuze. Scuzați-mă, dumneavoastră, domnul Vulcu, vreau doar să spun că nou... Stați puțin, avem ceva nou, iertați-mă, domnul Miruță, îmi trimite colega noastră, producătoarea emisiunii, un mesaj de la Horia Constantinescu, citez, bună ziua tuturor. Nu am demisionat, după discuțiile de la nivelul guvernului voi comunica exact data și parcursul, sunt proiecte importante în plină desfășurare și trebuie să nu le pun în pericol. Vă voi ține la curent, nu aș fi plecat fără să vă mulțumesc pentru întreaga colaborare. Păi stați puțin, domnul Constantinescu, domnul Vigeciu, dar dumneavoastră n-ați înțeles că a plecat, că a spus domnul pe TikTok, a pus că a plecat. Acum, eu nu am cont de TikTok. N-aveți. Am luat de bun ce mi-a spus dumneavoastră, v-am spus și eu. Nu, nu, noi n-am zis nimic, scoate-ne din ecuație asta, că noi nu ne-am trezit de dimineață că pleacă Horia Constantinescu. Aș clarifica punctual situația. Deci Horia Constantinescu, anunț de ultimă oră, zice că nu pleacă până când nu va lămuri toate chestiunile importante. Poate găsim și noi anunțul făcut de Horia Constantinescu pe TikTok, ca să înțelegem, poate n-am înțeles noi bine. Da, interesant. Haideți să... Dacă tot urmărește domnul Constantinescu emisiunea, eu după emisiune mă duc la magazin să-mi spune și mie, cumpăr pui din ăsta sau nu cumpăr? Că de fapt despre asta e vorba. Ce face dumnealui cu viața politică și cât îl lasă PSD-ul să utilizeze instituția, e treaba lor. Dar eu ca cetățean, cu ce mă alerg? Mai cumpăr pui sau nu? Că e o problemă. Păi, haideți să ținem post până când ne lămurește domnul Constantinescu care e treaba, că e și postul Paștelui. Pentru că vorbim despre Paște, vorbim despre iepurași. Foarte mulți iepurași în cursa electorală. Asta cu piedone, cine are până la urmă interesul de a și-l apropia pe piedone? Păi se pare că mai multă lume. Încearcă și George Simion, mai încearcă și alții. PSD-ul zice că piedone, dacă ar trebui să fie așa un gentleman, ar fi cazul să se retragă din cursă. Piedone n-are de gând să se retragă și în studio alături de noi domnul Vigheciu este contracandidatul fiului lui Piedone în sectorul 5 și ne gândim, domnule Vigheciu, adică jurnaliștii zic de când au auzit numele dumneavoastră că e o candidatură de sacrificiu, așa e? Din punctul meu de vedere, bazinul electoral al PSD-ului alăturat cu PNL-ul, pentru că eu sunt candidatul alianței PSD-PNL, este cel mai mare la nivelul sectorului 5. Acum mie îmi revine sarcina să mă lipesc de acest bazin, astfel încât cât mai multă lume să mă cunoască și să am șansă să câștig alegerile. Din punctul meu de vedere, una este Cristian Popescu Piedone, altă persoană este Vlad Popescu. Piedone, că îl cheamă Piedone și... Vlad Popescu Piedone, da. Mergem să câștigăm în sectorul 5. Păi cum să câștigați? Că sunt foarte populari. Adică clanul Piedone acolo e... Categoric că numele de Piedone are o rezonanță foarte mare, nu doar la nivelul sectorului 5, nu doar la nivelul Bucureștiului. Cristian Popescu Piedone face administrație de 30 de ani în București. Dar asta nu înseamnă că ce face tatăl face și fiul, sau că sunt firi total identice. Consilier general, sunteți un om cu experiență în administrație, deseori ați intrat în această emisiune și ați vorbit despre problemele primăriei, puncte de vedere pertinente. Întrebarea este una care se referă la șansele dumneavoastră electorale, știind că, cel puțin teoretic, având în vedere popularitatea de care zic, oamenii ăștia de la institutele de cercetare a opiniei publice, că se bucură Piedone, n-aveți impresia că v-au trimis acolo la sacrificiu? Repet, noi mergem să câștigăm în sectorul 5, atât majoritatea în Consiliul Local, cât și poziția de primar al sectorului. Val Vâlcu, convins? Mie mi s-ar fi părut normal ca în sectorul 5, așa cum se bate domnul Piedone cu domnul Cârstoiu sau cu Nicușor Dan, în sectorul 5 se bate fiul Nicușor Dan, are doar vreo 2-3 ani, sau fiul Cârstoiu are vreo 5, să se bate cu fiul Piedone. Cred că asta spune tot despre seriozitatea campaniei electorale în
acest sector. Da, dar acum sigur că sunt informații că domnul Piedone ar putea să câștige, nu sunt informații, sunt niște cifre în sondaje. Și dacă Piedone va câștiga, o să fie el primar general al capitalei și copilul primar la sectorul 5? Adică ceva, avem se așa un colier de primar Piedone? Se poate și asta, se poate și invers, să rămână, să pierdă domnul Piedone și să rămână și fiul fără sectorul 5. Pot, ambele variante sunt la fel de fezabile. Nu arunci moneda, poți să cadă pe față versul, da? Pe față... Da, domnul Miruț, aveți și dumneavoastră USR, un candidat la sectorul 5. Am stat de vorbă ieri cu domnia sa, ne-a explicat de ce a depus plângere penală împotriva lui Piedone. Cum vedeți dumneavoastră situația din sectorul 5 acum? Adică e o luptă dreaptă care s-ar putea da în condițiile unui electorat predispus să-i audă și pe alți contracandidați decât familia Piedone? Este o luptă. Ce cred eu că ne avantajează pe noi la Alianța Dreapta Unită este că nu e suficient să câștigi primăria doar pentru că ești copilul cuiva. Primăria o câștigi dacă te consideră cei din sectorul 5 reprezentativ. Colegul meu, Alex Dimitriu, s-a poziționat candidat fiind de acum 3 sferturi de ani, de când a și făcut plângere pentru împotriva guvernului pentru neorganizarea alegerilor. Este considerat o persoană corectă în acel sector, care a demonstrat că luptă pentru oamenii din sector. Domnul Piedone Vlad, pe care, mă rog, sunt colegul dumnealui în Parlament, are o singură etichetă, e copilul lui Piedone. Nu e suficient să accezi la poziția de primar pentru că ești copilul cuiva. Cum nici domnul Piedone nu e suficient să facă treabă la sectorul 5 pentru a ajunge primar general. În conferința în care domnul Piedone senior a anunțat că candidează, și-a enumerat calitățile care îl îndreptățesc să facă asta. Și m-am uitat și eu așa analitic la ele. Spunea că are o greutate corporală suficientă și spunea că a ajuns la vârsta la care. Nu sunt criterii suficiente pentru a ajunge primar general. Eu cred că chestia asta, tiktokăreala asta a domnului Piedone, e bună, îi aduce imagine până la un prag, dar bucureștenii au nevoie de ceva mai multă consistență. Iar la domnul Piedone, consistența aia, după numărul de vizualizări pe Facebook sau pe TikTok, ca să nu fac reclamă la una dintre ele, dispare. Dumnealui n-are consistență și ăsta cred că este motivul pentru care va pierde și primăria generală și primăria sectorului 5, eticheta dumnealui copil. Domnul Vighești, vedeți, eu vreau să fiu un om onest de la început până la sfârșit. Mijloacele prin care comunică Cristian Popescu Piedone și le alege fiecare primar. Eu sunt ferm convins că popularitatea pe care o are dumnealui la nivelul sectorului 5 este una mare. Acum rămâne de văzut dacă va avea capacitatea să extrapoleze la nivelul Bucureștiului. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să fie niciun plus, niciun minus faptul că ești copilul actualului primar. Fiecare om are dreptul să candideze liber, oriunde dorește, dar, repet, eu voi fi un candidat care voi veni punctual cu o experiență de peste 10 ani în administrația publică locală a Bucureștiului, cu niște proiecte de dezvoltare ale sectorului 5, pentru că, din punctul meu de vedere, sectorul 5 astăzi are un potențial enorm pe zona de sud să se dezvolte. Vedem segmentul ce ce reproșați actualului primar Piedone? Ce nu face Piedone și veți face dumneavoastră? Eu văd ce se întâmplă în... Bine, aici trebuie nuanțat un pic. Primarul Piedone, din cei 4 ani de mandat, a stat vreo 2 ani și jumătate în funcție. Este un pic dificil de comparat cu alți primari de sector care au stat pe toată durata mandatului. Okay. Dar vedem, pe de altă parte, că există primari de sector astăzi care reușesc să facă străpungeri, care reușesc să facă poduri, să fluidizeze traficul, având în vedere că avem și un primar general care e mai degrabă absent pe problemele de gen. Adică, cumva, faptul că bugetele locale ale sectoarelor au crescut vertiginos în ultimii ani, anumiți primari de sector și-au asumat să facă niște proiecte de o anvergură mai ridicată, care în trecut erau probabil asumate de Primăria Capitalei, și de astfel de proiecte cred că ar trebui să vorbim și în sectorul 5. Avem, repet, în partea de sud a sectorului o zonă foarte mare, cu un potențial mare de dezvoltare, care ar trebui dezvoltat coerent, astfel încât să devină un pol pentru București. Piedone vreau a fost să spun o frână foarte... în calea dezvoltării sau nu? Nu am spus chestia asta. Viziunea mea, repet, este mai degrabă una axată pe
infrastructură, fie că vorbim de drumuri, fie că vorbim de locuințe sociale. Dar dacă sociale. Piedone iese primar general, vi s-ar părea normal ca fiul lui să iasă la sectorul 5? Adică așa, da, ca bucureștean. La modul cel mai onest, nu cred că trebuie să asociem lucrurile. Dacă dumnealui va strânge cele mai multe voturi, nu este imoral sau nu este de judecat. Fiecare om în țara asta are dreptul să candideze unde dorește. Dar eu nu cred că notorietatea lui Cristian Popescu Piedone va fi automat sau în totalitate transferată către fiul lui. Eu mi-aduc aminte o secundă, în 2016, când domnul Piedone n-a putut să mai candideze la sectorul 4, că a ieșit să-l susțină pe Răzvan Sava. Și nu s-a dovedit. Păi și băiatul dovedit. Atunci o fi fost mic. Nu s-a dovedit că poate să facă un transfer de imagine către un candidat. Păi da, dar nu-l chema Piedone, îl chema Sava. Nu-l chema Piedone, păi, da. Și asta, și asta e o problemă. Sava Bian. Când aveți atâtea, așa vom vedea. Dar, repet, fiecare om are dreptul să candideze. Doamna Firea ieri ne spune că, de fapt, planul candidaturii lui Cătălin Cârstoiu era unul discutat de luni în partid. Adică toată povestea asta, cine va candida, să mai facem un sondaj, să mai măsurăm, să mai așteptăm o săptămână, a fost un fel de teasing așa inutil. Haideți să o ascultăm pe Gabriela Firea vorbind despre faptul că am cam fost mințiți cu toții. Candidatura lui Cârstoiu se știa de mult. Nu cred că se va retrage și nu are motive să se retragă, pentru că cred că a fost o analiză destul de laborioasă în desemnarea domniei sare și în tranșarea. O cunoașteți și dumneavoastră, a fost publică și declarațiile mele de asemenea au fost transparente. Nu a fost de azi pe mâine. O decizie cântărită cel puțin câteva luni de zile. Și odată luată această decizie, se merge cu ea înainte, din punctul meu de vedere. E, și încet, încet, doamna Firea ne zice, așa am fost cu toții mințiți, decizia fusese luată câteva luni înainte. Îi mulțumesc foarte mult europarlamentarului Vlad Nistor de la PNL, ni se alătură într-o legătură directă. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc pentru intervenție. Așa, din perspectiva alegătorului care a așteptat atâta timp să vadă cine va fi candidatul comun, doamna Firea spune, decizia fusese cântărită bine în partid cu luni înainte. Ce înseamnă asta? Bun, eu nu știu ce informație are doamna Firea, eu n-am această informație. Știu că decizia, în general, a fost discutată și analizată pe toate fețele cu multă vreme înainte, cum e și firesc în cazul unui partid și în situația aceasta specifică a două partide serioase. Nu știu exact dacă știu că domnul doctor era pe lista candidaților, dar de aici până la a pretinde că numele domniei sale era deja stabilit, e greu de spus. Poate că doamna Firea are informații suplimentare, pe care eu, repet, nu le am, și atunci înseamnă că domnia sa are dreptate, dar nu prea cred. Domnul Vighece, așa e? Cu siguranță doamna Firea are informații suplimentare față de noi, având în vedere că e președintele PSD București. Din punctul meu de vedere, s-a încercat pe cât posibil o armonizare a bazinelor electorale, ceea ce s-a văzut că este relativ greu de făcut la nivelul întregului București. Bun, asta și tocmai spus, de asta eu am aflat de candidatura domnului Cârstoiu târziu. Nu neapărat târziu, eu cred că este timp în continuare. Nu, dar spuneți-ne, de ce nu se pozează colegii dumneavoastră din PSD cu domnul Cârstoiu? Li se păi pare că nu e fotogenic? L-am văzut și dimineață pe domnul Robert Negoiță apărând într-o fotografie cu domnul Cârstoiu. Păi, pe contul domnului Cârstoiu sau pe contul domnului Negoiță? Asta nu știu, media nu este cea mai... Uitați poza asta, domnul Cârstoiu arată bine, toată lumea în spate, nu e nimeni. Se muncește, nimeni în spate, adică să... Important este că se vede un drum. Cu niște candidați. Cu un candidat, mă rog, sunt doi acolo și cu nimeni în spate, e ceva așa, un mesaj. Da, domnul Negoiță, Val Vâlcu, nu preia poza asta cu Cătălin Cârstoiu, o postează doar Cătălin Cârstoiu. Avem impresia că domnul candidat comun Cârstoiu e tot mai însingurat, așa, parcă nu vrea nimeni cu dânsul. În spate e bine că nu e nimeni, pentru că în spate e un șantier. Deci dacă ar fi oameni, ar fi periculos pentru ei. O poză de campanie, dar de fapt campania încă n-a început.
Noi vedem, sau atenția este concentrată pe primar, e personajul cel mai vizibil. Dar foarte importantă și foarte dură este bătălia care se duce pentru consilieri. Listele, din câte nu știm, nu sunt finalizate. E o bătălie importantă. Nu, dar PSD au fost finalizate și listele pentru consilieri, domnul Ghighiceanu, nu? Deocamdată sunt niște propuneri. Ceea ce s-a statuat este faptul că va fi o pondere de 1,5-1 în favoarea PSD-ului la nivelul Consiliului General. Deci PSD un lejer avantaj față de PNL. Păi de ce? Da, pentru că avem un procentaj mai bun și pentru că astăzi numărul consilierilor general PSD este aproape dublu față de cel al PNL-ului. Am înțeles. Valvulcu. Deci doamna Firea are planuri în PSD și îndepărtarea, trimiterea la Bruxelles e un exil de aur. Adică e felul tău diplomatic de a ne spune că doamna Firea își întărește flancul de consilier general la București, vrea să-i vadă acolo în funcții, să apese pe butoane? Ar vrea să-și întărească, adică ar vrea să aibă în continuare un cuvânt de spus, de ce poate să facă Firea pe viitor, unde poate să mai avanseze în PSD? Păi în locul lui Ciolacu, că în loc a fost deja. Ori fie pleacă Ciolacu la prezident, la Cotroceni, fie în decembrie un rezultat prost la alegeri, așa, global, îl scoate din joc pe Ciolacu, Firea trebuie să fie în pole position, într-o poziție de unde poate, în tabăra de bază, ca să urci pe Kilimanjaro. Ori dacă ești undeva la Bruxelles, la 1500 de kilometri, mă rog, și e mai greu. Și atunci va trage sau nu, se vor implica sau nu, în funcție de aceste liste, ce știu, de consilieri, de activ, de activiști de aici. De-aia spun că mai mult până începe campania electorală, până nu se termină aceste sau jocuri de putere, să le spunem, în PSD, nici nu începe. Domnul Nistor. Cine să treacă pentru Cristoiu fără să știe dacă va fi sau nu un joc? O mică nuanță. Deci e posibil să iasă Cristoiu imediat, domnul Ghighiceanu. Nu, dacă va fi în joc el, consilierul. Consilierul, dacă îl pune sau nu pe listă. Vă rog reacția dumneavoastră și apoi auzim pe domnul Nistor, vă rog. O mică nuanță, într-adevăr, președintele de filială contrasemnează această listă, dar Bucureștiul, având sub el 6 sectoare, trebuie spus că inclusiv sectoarele își delegă reprezentanții în Consiliul General. Adică nu putem spune iar Otova, domne, ăștia sunt oamenii doar al lui Firea și de aici să țesem un întreg scenariu. Păi da, doamna Firea are în jurul domniei sale o țesătură destul de densă. Dar repet, inclusiv președinții de la sector nominalizează reprezentanții în Consiliul General, inclusiv doamna Firea nominalizează reprezentanții. Da, interesant dacă partidul va avea niște obiecții și la adresa consilierilor doamnei Firea, dar o să vedem. Domnul Nistor, avem impresia că în momentul ăsta candidatul comun, domnul Cristoiu, e cam singur. Deci sunt cât 8 zile de când domnul Cristoiu a devenit candidatul celor două partide aflate în coaliția de guvernare. Este un personaj fără propriul său staff politic, pentru că n-are de unde să-l aibă, având în vedere lucrurile pe care le-a făcut până acum în viața aceasta. E clar că e vorba despre un moment inițial al construirii acestei structuri. Pe de altă parte, cele două partide, sper, sunt foarte angrenate în susținerea domniei sale. Eu știu ce se întâmplă la PNL. Și eu știu că în Partidul Național Liberal, aceia dintre colegii noștri care au atribuții speciale în coordonarea campaniei electorale pentru alegerile locale, știu foarte exact ce este de făcut. Se adaugă la această listă și numele președintelui Organizației de București și a întregii sale structuri.
În ceea ce privește viitorul Consiliu, aici a fost și aici o negociere destul de lungă. Situația nu e aceeași în fiecare sector. Raportul, proporția dintre Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat depinde de la sector la sector, pentru că una este situația oricăruia dintre aceste partide în sectorul 2 și cu totul alta în sectorul 6 sau în sectorul 3, sectorul 3 și în sectorul 6 fiind primari consacrați care continuă, candidează din nou și care se bucură de o importantă popularitate. Deci lucrurile sunt mult mai interesante decât atât. În ceea ce și ultimul lucru pe care vreau să spun privește eventuala influență pe care un lider politic o poate avea sau nu poate avea asupra unui grup de consilieri pe care eventual el i-a propus sau nu la acea calitate. E, aici, destul de îndelungata mea experiență în politică și nu numai, mi-a dovedit că consecvența naturii, firii umane, naturii umane în susținerea unor direcții și a unor persoane poate fi discutată. Deci vom vedea cum vor evolua lucrurile. Repet, toate acestea le spun neștiind care e realitatea în Partidul Social Democrat. Da, Realitatea este că meciul nu poate începe până nu se constituie echipele. Deci noi încă nu avem echipele, de-aia n-a început nici. Poate că ar fi trebuit să avem echipele atunci când a fost lansat candidatul, nu? Domnul Miruță. Avem doar capitanul echipei, restul jucătorilor care sunt? Păi acum știți cum e. Era o carte foarte frumoasă, Generalul Armatei Moarte, scrisă de Ismail Kadare, nu știu dacă... un scriitor albanez foarte, foarte bun. Domnul Miruță, în momentul acesta, la ce fel de surprize ne putem aștepta în București? La blatul între Piedone și PSD-PNL, care încearcă poate prin metoda asta să aibă doi candidați. Ce știm foarte clar în acest moment este că cele două partide neserioase, nu cum spune domnul europarlamentar, că dacă ar fi fost serioase ar fi avut câte un candidat, nu au avut resursa umană care să genereze un candidat din cele două partide. Au importat o persoană cu o singură propunere, ca persoana respectivă să deconteze un eșec la aceste alegeri, eșec care să fie mai puțin etichetabil cu unul dintre cele două partide. Pentru că paternitatea acestui candidat vedeți că încă nu este clarificată. Vedem lideri marcanți ai Partidului Social Democrat și ai Partidului Național Liberal, care nici la o săptămână după desemnarea candidatului nu se afișează cu acest candidat. Pentru că oamenii ăștia au fler politic și pentru că oamenii ăștia se uită și ei la sondaje. Acelea sondaje pe care le avem și noi. Și este foarte clar că acest candidat la celor două partide comun este la jumătate din intenția de vot față de Nicușor Dan. Și nu vor să rămână cu bolovanul legat de picioare în poză cu un candidat de sacrificiu care va pierde. Asta este adevărata realitate. Două partide s-au unit și chiar unite fiind, nu au reușit să întruchipeze o persoană cu responsabilitate politică care să ofere o soluție pentru cel mai mare oraș din România. Suspectați, dumneavoastră suspectați un blat între PSD și PNL în favoarea lui Piedone, asta e versiunea dumneavoastră. Îi avem pe cei de la AUR care spun că ei vor să iasă într-o conferință de presă cu Piedone, lăsând să se înțeleagă că îl vor susține pe Piedone și că asta va fi un anunț public. Deci, practic, toată lumea în spatele lui Piedone, domnul Vigheciu. Cel mai amuzant este că domnul de la USR... Mă rog, toată lumea în afară de susținătorii lui Nicușor Dan, vă rog. Cel mai amuzant este faptul că ni se spune că PSD-ul și PNL-ul, două partide, n-au fost în stare să vină cu câte un candidat, asta în condițiile în care Dreapta Unită e formată și din USR și din Forța Dreptă și din PMP. Și eu a zice că Nicușor Dan este mai degrabă candidatul lui Ludovic Orban, dar nu despre asta vorbim acum. Eu consider ca și domnul Vâlcu că în momentul în care va începe oficial campania... Când se întâmplă asta? În câteva zile. La începutul aprilie începe pre-campania și cu 30 de zile înainte de pe data de 9 mai începe campania electorală efectiv. Dinamica va fi cu totul și cu totul alta. Și o dinamică a candidaturilor, adică se pleacă niște oameni, să lase culoar liber altora? Nu cred lucrul ăsta. Nu cred lucrul ăsta, da. Domnul Nistor, ne putem aștepta la niște retrageri de iepurași sau ăștia sunt candidații și așa vor rămâne listele?
Eu am văzut că în ultimele zile tot aceasta este una dintre temele principale de dezbatere. Se retrage Auba, domnul Cristian Popescu Piedone. Eu nu cred că se retrage, pentru că l-am ascultat de câteva ori spunând foarte clar acest lucru. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, gândiți-vă, domnul acesta de fapt se pregătește pentru aceste alegeri de cu mulți ani în urmă, din momentul în care a devenit prima oară primar al unui sector. Chiar mai de multă vreme, de atunci când administra piețele. Uh-huh. Cred că a avut un pian de viață, ceea ce e de admirat. Foarte bine pus la punct, care l-a făcut să ajungă la notorietatea de care se bucură astăzi și la gradul de simpatie într-o parte a populației de care se bucură astăzi. Deci nu e întâmplător, e un proiect de viață, de o viață întreagă. Nu îl văd deloc retrăgându-se. Nu-l vedeți retrăgându-se. Bun, vom vedea ce se va întâmpla. Avem acest dubiu referitor la demisia lui Horia Constantinescu. A anunțat astăzi că renunță la funcția de președinte ANPC pentru a deveni candidat PSD la Constanța. Ulterior, pe un grup de reporteri, domnul Horia Constantinescu postează anunțul că pentru moment nu pleacă, pentru că mai sunt lucruri de făcut. Și mai sunt chestiuni de lămurit la ANPC. Și, de asemenea, aici așteptăm o clarificare. Vă mulțumesc mult, le mulțumesc invitațiilor mei, vă aștept în câteva minute, pentru că afacerile de familie par să fi intrat în vizorul Ministerului Finanțelor. Cum? Ce vrea să ia Ministerul Finanțelor de la aceste mici afaceri? Vă spunem după o scurtă pauză. Companiile de stat cu pierderi au primit undă verde pentru cheltuieli, pot să-și mărească salariile, pot să angajeze de asemenea noi persoane. De ce s-a recurs la o astfel de măsură în condițiile în care ni s-a promis o reformă a aparatului statului în schimbul taxelor și impozitelor care au crescut de la începutul acestui an? Vom discuta despre toate acestea de la ora 13.